Viața la bloc nu este atât de ușoară precum s-ar putea crede. Pentru o pensionară din ea și-a devenit de adeptul un coșmar în condițiile în care locuiește la etajul 4, ultimul, iar ploaia și topirea zăpezii îi amenință apartamentul. Precipitațiile au început din nou să se infiltreze prin tavan și dacă până acum se ocupa de reparații investind proprii bani, acum de când a rămas văduvă nu și mai permite să facă acest lucru. A sperat în sprijinul asociației și implicit al vecinilor, însă nu sunt șanse ca acesta să vină, deși legea este clară. Toată lumea trebuie să plătească pentru spațiile comune, fie că este vorba de subsol, fie de terasa blocului. Pentru proprietarea unui apartament din blocul de 1 de pe strada profesor Ioan Simionescu, fiecare ploaie este un coșmar. Pensionarea locuiește la etajul 4 încă de când s-a construit blocul și, de-a lungul timpului, și-a reparat singur acoperișul. Acum 10 ani însă, i-a murit soțul, iar de atunci abia se mai descurcă cu banii, așa că nici nu poate fi vorba să mai cheltuiască iar cât trebuie pentru reparații. O plouat cam la 10 ani, 10 ani, 12 ani, că am trebuit făcute am făcut izolație. Am făcut-o bine, am fost în regulă, tot, nu am mai avut nimic. Fica a dat când o reparat. Dar... Acum sunt de nu era soțul meu, făceam cu soțul meu, era mai ușor, făceam împrumut, făceam la ce are eu, ne -o permiteam, dar eu dintr-o pensie din 9 milioane, îi spun și mi asta, acum de unde să mă duc să... Dacă dau, ne oprește 2, 3, 4 milioane pe lună, ce fac eu, cu ce mai trăiesc, cu ce mai... Na, ți văd de vă, 10 ani, nu-mi permit. Elena Ciobanu estimează că lucrările de reparare a acoperișului ar costa între 3.000 și 3.500 de lei, bani pe care nu și poate permite. Se poate baza doar pe doi vecini, însă aceștia vor contribui și ei cu cât vor putea, nici de cum cu măcar jumătate din sumă. Eu nu am rugat niciodată la ei, deci eu nu am rugat la vieșini niciodată. Odată ne-au pus, că asta am scoat ochii doamna administratoră, că ne-au pus de la un fond de rulment, 4 milioane ne-au pus o singură dată. Și când v-am dumneavoastră să v-am 4 milioane la ceilalți doi locatari de pe partea cealaltă, nu am dat nimic. Deci 4 milioane atâta. Și că do doi vecini de jos, de sumind, de pe tronsonul meu, au pus când ne-am mutat, când ne-am tras gazul pentru central. Au pus, ne-au scutit pe noi de câte, nu știu, au fost 800-900 de mii vechi, nu știu, cam așa ceva au fost. A. Și ne-au ajutat, că v-au ajutat și vecinii. Dar nu, vecinii nu, niciodată nu au contribuit. Pe alți bani nu se bazează. Elena Ciobanu spune că cei de la Asociația de Proprietari au refuzat-o, spunându-i deja că i-au dat ceva bani și că trebuie să se gospodărească singură. Pensionara speră însă în ajutor, deși nu știe sub ce formă ar putea veni acesta, pentru că Elena Ciobanu nu vrea ca locuința în care și-a crescut copiii să devină o ruină din cauza apei de ploaie. Pe câte am trecut și operații grele și la sân și la coloană, Dumnezeu mi-a ajutat și mai ca domnul și mă țin așa pe linia de plutire și muncesc, am muncit foarte mult la strung, 37 de ani la strung și a fost gospodin în casă, casa tot mi-a lușit de curățăni și casă și copii și tot. La rândul lor, reprezentanții asociației spun că, deși există lege, ei nu le pot impune vecinilor Elenei Ciobanu să plătească, mai ales că, se pare, nici aceștia nu sunt avuți. Mulți au datorii, mai puțin Elena Ciobanu, care, din puținul ei, își achită cheltuielile cu întreținerea. Reprezentanții asociației afirmă că pensionar ar trebui să depună mai întâi o cerere scrisă, pentru că până acum au fost efectiv doar discuții, cerere care trebuie să primească și un răspuns. Ei mai spun că Elena Ciobanu ar trebui să efectueze singură reparațiile, apoi să-și dea în judecată vecinii, pentru ca aceștia să-i înapoieze banii. Cu siguranță ar câștiga procesul, dar există două preliști. Pensionara nu mai are bani pentru lucrări și nici nu vrea să se judece, pentru că, spune ea, a fost întotdeauna cinstită și corectă și nu înțelege rostul unui astfel de proces.